Voi începe cu o întrebare. Câți dintre voi vor să fie liberi? Am înțeles. Deci există câțiva care nu vor. Nu este nicio problemă. Prezentarea asta nu este pentru noastră, este pentru cei care vor să fie liberi. Ce vreau să fac eu astăzi? Să vă conving, să vă vând ideea de a face un pas spre independența financiară. De câte ori avem un vis, de cele mai multe ori obstacolul principal este lipsa banilor. Sau prezența banilor, dar lipsa timpului. Practic, cum anume vreau să vă forțez oarecum să porniți spre independență, prezentându-vă niște concepte dintr-un joc. Acest joc se numește Cashflow 101. Avem un coleg care ne-a prezentat jocul sub forma lui fizică. Eu personal vreau să vă prezint câteva concepte din spatele acestui joc. Deci, ce este Cashflow? Este un joc. Arată în genul ăsta. Este practic un board game sau îl puteți juca online. O veste bună pentru voi, varianta online este gratuită. Și prezintă ce? Prezintă cursa unui șoarece. Cum arată, cine a făcut acest joc? Este un investitor, se numește Robert Kiyosaki, aceasta este soția lui, Kim Kiyosaki. Și conceptul numărul 1 introdus de acest joc este cursa șobolanilor, cursa de șobolani. Cam asta facem noi, unii din noi, în fiecare zi. Mergem la serviciu, câștigăm niște bani, cheltuim acei bani, mergem din nou la serviciu. Este ca o cursă. O reprezentare mai bună a acestui labirint este work harder, să muncim mai mult, câștigăm bani, cumpărăm lucruri și repetăm. Scopul jocului este să ieșim din această cursă, să ieșim din acest labirint. Și cum facem acest lucru? Păi, un concept prezentat de acest joc este unde devii bogat? La serviciu sau acasă? Deși noi ne-am gândit intuitiv că la serviciu devenim bogați, răspunsul este nu. Devenim bogați acasă. În momentul în care luăm o decizie, ce facem cu banii pe care i-am câștigat? Practic, ce spune Kiyosaki? Putem să vedem banii ca angajații noștri. În momentul în care cheltuim pe prostii, practic ne concediem angajații. Dacă investim, avem niște angajați care vor munci pentru noi. Noi am muncit întâi pentru bani și pe urmă ideea este să facem banii să muncească pentru noi. Am o metodă practică pentru voi pentru a face primul pas. Poate mulți dintre voi ați auzit de ea. Ați auzit cineva de metoda economisește 10%? Perfect. Cine vorbește foarte mult despre această metodă este un prieten de-al meu bun, Liviu Păsat. Și în ce constă această metodă? În momentul în care avem un venit, puneți 10% din acest venit într-un borcan. Evident o să apară întrebări. Bine, dar dacă am datorii? Dacă am datorii, cu 10% sau fără 10%, tot voi avea datorii. Ce face practic această metodă, metoda cu borcanul? Schimbă ecuația pe care o folosim majoritatea dintre noi. Cam cum arată ecuația? Venituri minus economii egal cheltuieli. Venituri minus cheltuieli egal economii. Asta e ecuația pe care o folosim majoritatea dintre noi. Însă care este problema? De cele mai multe ori cheltuielile cum sunt față de venituri? Mai mari. Da? Și Liviu are o vorbă foarte, foarte frumoasă. El spune că la sfârșitul lunii ne mai rămân bani sau la sfârșitul banilor ne mai rămâne lună. Și de cele mai multe ori ne mai rămâne lună la sfârșitul banilor. Practic, ce vrea această metodă? Să schimbe ecuația. Să schimbe ecuația cu venituri minus economii, adică minus acei 10%, să rezulte cheltuieli. Practic ne învață să ne întindem cât este plapuma. Această metodă a fost menționată prima dată într-o carte, Cel mai bogat om din Babilon, a apărut undeva în 1926. Și au trecut aproape 100 de ani de atunci și totuși nu se aplică această metodă.
pentru a vorbi aceeași limbă, am zis să prezint câteva din cuvintele fundamentale ale lui Kiyosaki. Și el spune așa, ce este un asset? Eu l-am tradus prin activ. Haideți să vedem ce ar fi un activ. Ceva care... Nu, este ceva care îți bagă bani în buzunar. Nu este un bun pe care îl ai. Și o să vedem imediat în ce condiții un bun pe care îl ai se transformă într-un activ. Da, da, exact. Cash flow, eu personal l-am tradus prin flux al banilor. Personal prefer să spun chiar cash flow. Liability, ce este? Un pasiv, ceva care ne va scoate banii din buzunar. Și ideal ce ar fi? Să avem suficient venit pasiv cât să ne acopere cheltuielile. În momentul ăla vom deveni independenți financiar. Și aici am vrut să insist un pic pe active față de pasive. Deci, active, din nou, îți bagă banii în buzunar. Și atunci, întrebarea firească este, casa pe care o deținem este un activ sau un pasiv? Dacă stăm în ea, este pasiv. Dacă o închiriem, este un activ. Dacă aveți un iPhone, un e-book reader, va fi ce? Pasiv. Un pasiv. Da? Ideal ar fi să avem suficiente active cât să ne acopere cheltuielile. Alt concept folosit de Kiyosaki este cadranul banilor. Și practic, inițial, majoritatea începem aici. Adică suntem ce? Suntem angajați. Următorul pas, dar tot într-un cadran al sărăciei, este self-employed. Adică avem o firmă, dar în firma aia noi centrăm, noi dăm cu capul. Dacă plecăm din firmă, firma moare. Eu personal am parcurs drumul ăsta, am fost angajat, pe urmă 7 ani am fost self-employed și acum m-am întors aici. Sper ca data viitoare când evadez din cadranul ăsta să merg aici. Pentru a deveni bogați, ar trebui să fim business owner. Ce este un business owner? De exemplu, proprietarul unui automat de cafea. Automatul ăla de cafea merge fără să-i faci nimic. Trebuie să ai doar un angajat care să-l alimenteze și să scoată banii, atât. Da? Poate fi atât de simplu. Sau o gogoșerie, un forneti. Da? Nu trebuie să fie ceva foarte complicat. Și, iarăși, putem deveni bogați investind. Adică, dând banii noștri cuiva care are nevoie de ei și vom primi în schimb mai mulți bani. De exemplu, putem face asta pe bursa de valori. Din nou, angajat, propriu angajat, deținător de companie sau investitor. Un concept care mie mi-a fost foarte greu să-l accept, prezentat de Kiyosaki, a fost următorul. Devii bogat folosind timpul altor oameni și banii altor oameni. Mi s-a părut cumplit. Cum adică să folosești alți oameni? Nu este ce pare a fi. Dacă am o afacere, pot să folosesc un specialist să-mi facă marketing. Asta înseamnă să folosesc timpul altor oameni. Eu pot să fac marketing singur, însă neavând experiență, neavând timp disponibil, voi eșua. Ce înseamnă să folosești banii altor oameni? Poți, de exemplu, să faci un împrumut la bancă. Și, de exemplu, mulți oameni ce fac? Folosesc depozite bancare. Eu am inclus aici un grafic al BRD. Deși sunt scăderi, în general, este profitabil, mai profitabil decât să-ți depui banii la bancă, să cumperi acțiuni ale unei companii. De ce sunt aceste scăderi? În general, este vară în puncte de astea sau compania splitează o acțiune. Da? Deci vei primi mai multe acțiuni pentru numărul de acțiuni pe care le deții și atunci automat le va scădea valoarea. Însă, dacă vă uitați cu atenție, este un trend, mereu putem găsi un trend ascendent. Da? Acum, în ceea ce privește bursa, nu jucăm la bursă. Dacă mergem pe ideea că jucăm la bursă, o să pierdem. Investim. Ok, și
O să vă arăt cum am folosit eu acest concept de vii bogat folosind timpul și banii la altor oameni, cum l-am folosit personal, ca un proof of concept. Undeva în 2004 am împrumutat 2000 de euro de la bancă. În mod normal, ce ar fi un împrumut? Un liability, un pasiv. Doar dacă nu îl folosești ca să câștigi bani. Am cumpărat SIF 5, este o societate de investiții financiare, și am vândut aici. Rotunjind, am câștigat 4000 de euro. Am dat cei 2000 de euro înapoi la bancă și am demonstrat că într-adevăr se poate. Pentru un minut, două, dacă aveți întrebări. Am eu întrebare, mă simt grave. La un dat, îți crezi de sute, dacă ai continuat. Da, aici a fost un split de acțiuni. Deci tu, practic, ai primit mai multe acțiuni decât ai avut. Dar uite, dacă investeai aici și vindeai în 2007, practic 20-30 ori. Dacă studiezi bursa, o să, cred că tocmai am pierdut la valiera, o să observi că dacă într-adevăr investești, o să câștigi. Însă nu numai bursa este un instrument, eu asta am folosit. Un instrument foarte bun sunt imobiliarele. Și vă să ziceți, bine, dar eu nu-mi permit să cumpăr un apartament. Voi nu, dar 30 dintre voi da. Altă întrebare? Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, o să vă recomand pașii următori. Vreau să rămâneți cu ideea asta. Economisiți 10% din venituri. Chiar puteți să faceți asta. Când luați salariu, puneți 10% într-un borcan. Când se umple borcanul, luați o parte din bani și investiți. Poate într-un depozit la bancă, poate într-un titlu de stat. Care este diferența într-un titlu de stat și o acțiune? Practic, titlul de stat este garantat. Da? Dobânda este un pic mai mare decât a băncii și, evident, câștigul este mult mai mic decât în cazul acțiunilor. Puteți să jucați jocul ăsta, Cashflow, îl puteți juca online pe richdad.com. Momentan nu mai știu. Știu că este un pic mai mare decât dobânda a băncii. Posibil, nu știu exact. Alt lucru pe care vi-l recomand, Trezește banii din viața ta, este o inițiativă a lui Liviu Păsat, care undeva acum în septembrie va avea o prezentare gratuită. Vă recomand cu drag să vă duceți, deși este gratuită prezentarea, valoarea pe care o veți obține este foarte mare. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc!